Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă etalare. Astăzi m-am gândit să aduc în fața dumneavoastră o etalare interactivă cu trei variante despre subiectul poate gândiți că este bine fără voi, oare chiar s-a terminat definitiv și irevocabil, ce intenții are această persoană, motivul pentru care nu este în prezent cu dumneavoastră, ce simte, ce intenții, ce fel de relație veți avea, bineînțeles, dacă acest lucru va fi posibil. Avem, prin urmare, trei variante. Dacă considerați că vă ajută mai mult obiectele pe care le-am ales pentru dumneavoastră, cu atât mai bine. Ce trebuie să faceți dumneavoastră este să reflectați asupra unei situații, asupra unei persoane și să alegeți instinctiv o cifră, 1, 2, 3 sau unul dintre cele trei obiecte pe care urmează să vi le arăt. Pentru prima variantă avem această potcoavă, eu îi spun potcoava norocoasă. Pentru varianta a doua avem medalionul, iar pentru varianta a treia, pendulul. Și vom începe cu prima variantă, pentru cei care au ales prima variantă. Această minunată potcoavă. Poate gândiți că este mai bine fără voi? Chiar s-a terminat? Dacă da, să vedem ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Dacă nu, ce tip de relație veți avea dumneavoastră cu această persoană? Haideți să vedem motivul pentru care în prezent nu sunteți împreună. Cineva din zodia Balanței vă face apariția, cineva își dorește o recalibrare emoțională din câte se observă, dragii mei. De ce nu sunteți în prezent împreună? Ok. Motivul pentru care nu sunteți împreună, cei care ați ales prima variantă. Ce simte pentru dumneavoastră? Ok, imediat să așez și eu cărticelele. Dați-mi, vă rog frumos, câteva secunde. Și ce fel de relație veți avea, dacă veți avea, bineînțeles. Ok, haideți să vedem. Motivul pentru care nu sunteți în prezent împreună, deși sunteți suflete pereche, ați avut foarte mare grijă de această persoană, cum și această persoană, din câte se pare, a avut grijă de dumneavoastră. V-ați găsit într-un moment în care a existat o anumită suferință în viața dumneavoastră sau cel puțin în viața energiei feminine. Energia feminină și-a dorit foarte tare să găsească în viața sa sau să intervină în viața sa acea energie care să îi lumineze viața și cumva parcă ați avut acea stare de găsire sau regăsire a unui lucru pe care nu l-ați mai sperat. Este ca și cum ați fi găsit o comoară. O comoară a fost în viața dumneavoastră, dar la acel moment și dumneavoastră ați reprezentat tot ceea ce era mai bun în viața acestei ființe. Comunicarea, vă doriți această comunicare care nu s-a întâmplat de multe ori, văd că este un blocaj și sau la momentul în care dumneavoastră vizionați acest video, un blocaj comunicațional, deși vă doriți foarte tare, vă rugați, meditați, aveți o legătură ancestrală, o legătură între două suflete care au avut grijă unele de celălalt, unele de altele. Capricorn, Taur, Berbec, ca semne zodiacale predominante, comunicare foarte mult seara, pe intermediul mesajelor, sau poate că erați persoane nocturne, poate că v-ați și văzut de câteva ori sau ați comunicat foarte bine noaptea. Trăiri intense, trăiri profunde, dar ceea ce simt acum este că energia feminină își dorește. Energia feminină are această determinare și această
dorință de a face imposibilul posibil, pentru că din câte se pare există cumva o distanțare emoțională, socială. Este clar că nu vorbiți, este clar că nu comunicați, dar cumva să știți că există șanse de a relua această comunicare, această, cel puțin la nivel verbal, la nivel conversațional, pentru că aici, dacă vedeți dumneavoastră, în ciuda tuturor obiecțiunilor și în ciuda tuturor blocajelor pe care le aveți, să știți că există ca o ușă de scăpare, ca un exit. Știți cum sunt în clădirile acelea, ușile de evacuare. Deci așa există și la voi. Totul, deși pare blocat, totul pare înțepenit, există totuși acea ușă, acea scăpare, o fugă din această situație în care vă aflați. O neregăsire, motivul pentru care persoana respectivă nu este cu dumneavoastră este pentru că s-a închis în ea. Nu are încredere sau nu mai are încredere că această relație poate fi dusă către un soi de perfecțiune. Posibil să fie o persoană idealistă, o persoană care caută unicitate în tot ceea ce întreprinde în viața de zi cu zi. Poate că a și găsit acest lucru la dumneavoastră, acel odată în viață. Nu există un motiv realmente pentru care acest blocaj s-a întâmplat între voi, sau dacă el, eu știu, există, este de neregăsire. Acea persoană nu s-a mai regăsit, s-a ascuns, există sau a fost o perioadă în care s-a ascuns, rămâne încă în această umbră, dar vă urmărește, dar vă spionează. Face ce face și tot există această șansă de a vă urmări, cel puțin pe rețelele de socializare sau de a întreba cunoscuți despre dumneavoastră. Nu îi sunteți indiferent, cum nici dumneavoastră nu simțiți că vă este indiferent această persoană. Dar de ce? Pentru că a fost o persoană care s-a ascuns de ceea ce a simțit pentru voi și se ascunde în continuare. Nu poate să ducă această relație. Există o diferență destul de mare între voi, deși sunteți suflete pereche. Diferență mai ales de spiritualitate. S-ar putea ca energia feminină să fie extrem de spirituală, comunicare la nivel empatic, la nivel energetic extraordinar de mare. Sunteți, sau mă rog, energia feminină pare că este magică, dragile mele. Așa se simte. Sunteți magică, sunteți spirituală. S-ar putea să aveți această înclinație către arta divinației, etalări, ezoterism și această persoană să pur și simplu să creadă că i-ați furat mințile, că i-ați furat inima. Chemați această persoană. Parcă și așa ați chemat-o, v-ați manifestat foarte tare, ați manifestat foarte tare acest lucru și el a venit. Nu simt că a putut să facă față acestei relații, nu a putut să o ducă, pentru că nu a știut cum să vă descifreze. Și acesta pare că este motivul principal pentru care această persoană a ales să stea în umbră, pentru că stă în umbră. Nu e ca și cum a dispărut definitiv din viața dumneavoastră, a închis ușa și la revedere. Da, a închis ușa. A închis-o, dar se uită pe gaura cheii. Exact despre asta este vorba. Este teamă, este o persoană ascunsă și nu-și exprimă sentimentele din cauza unor discrepanțe între voi. Foarte multă energie feminină aici, în această etalare, prima etalare, etapă de transformare. Etape de care a determinat această persoană la care vă gândiți să iubească într-un mod în care nu a mai iubit niciodată. Posibil să fi iubit la nivel fizic foarte mult, în momentul în care a dat de această dragoste mult mai mult decât a crezut, a simțit și s-ar fi așteptat el sau ea, s-a speriat și a fugit. Sigur că nu este un răspuns poate pozitiv sau poate că nu v-ați așteptat la acest răspuns sau dacă l-ați primit să spuneți, este posibil să spuneți, domnule, dar chiar nu putea să vină să spună, a trebuit să fugă, a trebuit să dea bir cu fugiții pentru că s-a îndrăgostit. Da, unele persoane nu pot să facă față unor sentimente mult mai profunde decât natura lor, tocmai pentru faptul că
Există o schimbare extremă, o schimbare dramatică în interiorul lor, aceea de la a fi un crai sau o craiasă, la a iubi de adevăratele. Și acest lucru de foarte multe ori sperie. De unde și această perioadă de transformare, pentru că este evident, știți cum, privește energia masculină, privește energia feminină, pentru că asta simt, drept, cum să vă spun, mai vrăjit sau ești o vrăjitoare a sufletelor sau mi-ai luat mințile sau nu știu ce să mai fac, posibil să fie avut anumite discuții de genul acesta. O dată de 29, 21, încă chemați această persoană, încă vă gândiți, încă visați această persoană, poate că și comunicați la nivelul acesta al viselor și comunicați la nivelul semnelor, dar v-am spus, în acest moment vreți ca această persoană să vă comunice, să vă ia legătura cu dumneavoastră și s-ar putea să faceți și anumite ritualuri în acest sens, unii, bineînțeles, dintre dumneavoastră. Deci, deocamdată, această persoană stă ascunsă, fuge, ăsta fiind și unul dintre motivele pentru care nu a putut să vă țină față sau nu a putut să țină față acestei relații. Fugă și o persoană destul de ascunsă care nu a putut să țină sau să vă țină piept. Ce simte această persoană pentru voi, dragii mei? O conexiune absolut divină. Dumneavoastră să știți că ați ajutat foarte mult această persoană de-a lungul vremii. Posibil să fi comunicat foarte bine prin intermediul mesajelor sau să fi avut destul de multe discuții în care parcă ați tras această persoană de undeva dintr-un soi de suferință pe care nu a putut să o gestioneze. Însă ați intervenit dumneavoastră cu magia dumneavoastră, cu vorbele dumneavoastră extraordinare și parcă ați salvat un broscoi printr-un sărut. Ați transformat printr-un sărut un broscoi și ați adus această energie masculină la un alt nivel. Dumneavoastră sau energia feminină a fost cea care a tras această persoană, care a ajutat această persoană, care a determinat sau a schimbat sau a transformat-o, că vorbeam despre aceste transformări în varianta sa cea mai bună, după care această persoană a fugit, a dat biră cu fugiții. Sunteți suflete pereche, cum spuneam și la începutul etalării, pentru că între voi, dragii mei, există o conexiune divină. Nu vă puteți uita, nu vă puteți părăsi unul pe celălalt doar fizic, am zis bine, doar decât fizic. Dar sufletește, sunteți absolut conectați pentru că, din câte se pare și evident, dacă cuchetați cu această idee, parcă ați trăit și în alte vieți împreună, căutându-vă și regăsindu-vă în acest univers, în această galaxie. Dar lucru care se pare că a speriat această persoană, a speriat-o, a determinat-o să poate să aleagă pe altcineva numai de dragul de a vă putea uita, pentru că există și aici o situație de trio amoros, dar neîncheiată cu succes. Deci ar putea ca persoana la care voi vă gândiți să fi încercat să cunoască și pe altcineva numai pentru a reuși să vă uite și aș confirma faptul că, stai puțin, nu pot să iubesc așa. Eu nu am iubit niciodată așa. N-are cum această persoană să vină în viața mea și să îmi dea tot universul meu peste cap. Posibil să fi încercat și alte opțiuni, însă nereușită, pentru că conexiunea dintre voi, din câte se pare, este extrem de puternică. V-am spus, din alte vremuri, din alte timpuri, aveți această conexiune divină și comunicare la nivel energetic, intuitiv, știți ce face celălalt, intuitiv. Vă țineți blocați unul în aura celelalte. Ca și recomandare este din partea Universului să purificați această aură, să o purificați. Poate să fie vorba despre persoane cu litera A, Aura, Aurora, Aurelia, Ana, Alina, Corina, Cora, D, C, foarte mult, N, N foarte mult, M foarte mult. Protecție, întotdeauna așa găsi protecție, să știți, această persoană. De asta vă spun că ați protejat foarte mult această persoană, ați ajutat-o. Poate că a participat la un curs în care noastră ați vorbit despre suferințe, poate că
Energia feminină ține anumite cursuri de formare personală, de formare, de dezvoltare personală, profesională, cine știe, cursuri de yoga, spiritualitate și așa mai departe. Știți clar despre ce este vorba. Dumneavoastră ați avut grijă, vedeți? Ați avut grijă de această persoană scoțând-o din momentele ei dramatice. Ați avut grijă de ea, ați reechilibrat-o și ați protejat-o. Asta simte această persoană pentru dumneavoastră. Simte conectare divină, simte că doar dumneavoastră îl o puteți ajuta să se curețe efectiv. Poate că ați fost psihologul său, psihiatrul său, medicul său, asistentul, asistenta, cineva care a avut grijă de el. Poate că a avut un accident în trecut și persoana din cadrul medical, în cadrul medical a avut grijă de el sau de ea. În orice caz, ceva s-a întâmplat în trecutul acestei ființe, dumneavoastră ați venit ca un salvator, ca o salvatoare și l-ați echilibrat, ați echilibrat-o din toate punctele de vedere. Asta vede în voi, că protecție vede, siguranță, sunteți stâlpul său, sunteți, când se gândește la voi, chiar își imaginează și știe că sunteți siguranța sa, stâlpul său pe care se poate baza oricând. Dacă veți fi împreună, ce tip de relație veți avea? Dacă și numai dacă veți fi împreună, dacă nu, vom vedea despre ce, dacă nu, o să vedem despre ce este vorba. De, există aici, dragii mei, o revelație. Veți avea o revelație, dumneavoastră, cei care ați ales această variantă. Ați fost și dumneavoastră într-o stare extraordinar de, sau să zicem, într-o stare emoțională. Ați trăit prin torment, sau ați trecut prin torment emoțional. Ați plâns, ați suferit stări de anxietate, uneori depresie, momente care v-au adus destul de multe frustrări, mai ales de faptul că această persoană s-a ascuns de voi. Nu ați știut de ce se ascunde de voi. De ce stă ascunsă? De ce tace? De ce nu vine pur și simplu să discute și să vă spună face to face, să vă spună față în față ce nu-i convine? Pentru că altfel puteți avea acest control asupra situației. Asta vă macină pe voi. Indiferent de cât ați încercat să vă reorientați din toate punctele de vedere, nu. Pentru că aveți această legătură divină, protejată de divinitate. Vă este în destin să fiți împreună. După toată această perioadă în care ați acumulat foarte, foarte multe frustrări, să știți că veți realiza o situație, veți avea o revelație, vă veți da seama de întreaga situație, de întregul tablou. Vi se va face lumină în viață. Veți ieși, dragii mei, din acest labirint. Vedeți această persoană care iese din acest labirint sau intră în lumină. Există o veste, există o situație pe care o veți afla. Sau pur și simplu, chiar stând împreună de vorbă, la o cafea, la un ceai, fiecare ce aveți, veți realiza de ce această persoană a fugit din viața dumneavoastră. Vă dați seama că energiile sunt foarte multe, situațiile se pot schimba, energiile se întrepătrund, dar sunt sigură că cel puțin un indiciu l-ați avut vis-a-vis de el sau de ea. Faptul că se ascunde de ce simte. În acest moment există și va, mă rog, există sau urmează să existe o eliberare. Avem două cărți care ne spun acest lucru, două cărți minunate de oracol, care înseamnă libertate și ușurare. Vă veți ușura, pentru că veți afla ceva despre această persoană. Clar, totalmente. Ori această persoană vă spune ceva, vă dezvăluie ceva, aflați ceva despre această persoană, anumite ființe vă comunică ceva, semne, atenție la semne, prin mine, prin prietenii dumneavoastră, cumva
dumneavoastră veți realiza, de fapt, ce se întâmplă cu această ființă. Și vă veți elibera. Veți putea să vă eliberați de această situație. Vă veți curăța, vă veți vindeca, veți putea merge mai departe, pentru că posibil ca unii dintre dumneavoastră să fi crezut că mai există și o altă persoană în viața lui sau a ei. Ați bănuit foarte mult această ființă că are pe altcineva. Cel puțin în această primă etalare, lucrurile nu stau conform scenariilor pe care noastră le-ați făcut. Nu țin partea nimănui. Pur și simplu, așa este această etalare, așa simt că este în această etalare. Acum, doar dumneavoastră știți dacă rezonați sau nu. Că dacă nu rezonați, înseamnă că, cu siguranță, mesajul nu este pentru dumneavoastră. Există o eliberare, există o ușurare, există această situație trecătoare. Eu zic că, cel puțin în această etalare, veți avea norocul să fiți împreună. Veți avea norocul, veți avea șansă, pentru că există recomunicare, cineva, după această perioadă de ascunziși, iese la liman. Posibil ca în urma unei reluări de conexiune, de reconectare, veți avea această luminare. În momentul acela vă veți elibera și veți spune, a, acum de fapt am înțeles despre ce a fost vorba în toată această perioadă în care nu am vorbit, pentru că nu știam de ce tace. Pur și simplu nu știam de ce tace. Ce fel de relație veți avea de libertate? Poate că îi veți da mult mai mult libertate acestei persoane, pentru că depinde, această ființă depinde foarte tare de dumneavoastră. Există o codependență față de dumneavoastră. În momentul în care ați fost împreună, parcă nu putea să facă nimic fără să vă ceară opinia. Nu putea să facă nimic fără să vă întrebe despre anumite lucruri. S-ar putea să fie frustrant pentru această ființă. Deci, una peste alta, veți avea o relație de libertate, vă veți lăsa lungă și parcă sunteți dispuși să fiți un pic mai toleranți, să nu mai fiți atât de overprotective cu această persoană, pentru că, din câte se observă, cu siguranță s-a speriat și a fugit. Deci, noroc, s-ar putea să aveți un noroc foarte mare și să fiți din nou împreună. Pentru persoanele care au ales cea de-a doua variantă, varianta medalionului, să vedem, dragii mei, dacă este bine fără dumneavoastră și dacă realmente s-a încheiat această situație, această relație sau nu. Apreciere. Vă apreciază foarte mult această persoană și este recunoscătoare pentru tot ce ați făcut pentru el sau pentru ea. Haideți să vedem motivul pentru care această persoană nu este împreună cu dumneavoastră. Pentru care această persoană nu este cu dumneavoastră. Să vedem ce cărticele ne atrag atenția, ce simte pentru dumneavoastră. Ok. Uitați cum se aleg. Și ce tip de relație veți avea dacă, bineînțeles, veți fi împreună, dragii mei. Ce tip de relație veți avea? Încă urechea. Cred că aud ceva sau auziți dumneavoastră ceva. Auziți despre el, despre ea, auziți ceva. Bun, haideți să vedem care este motivul pentru care această persoană nu este împreună cu dumneavoastră. Un copil, posibil, la mijloc să fie un copil, să aibă în viața sa un copil. Vedeți, iese din nou această apreciere. Vedeți, vă apreciază foarte mult. I-a fost toată relația, să știți că a apreciat-o, v-a apreciat pe voi ca ființă, posibil să vă treziți cu un buchet de flori mai nou sau poate că v-a adus un buchet de flori, ați primit un buchet de flori poate recent de la această persoană în semn de recunoștință, dar să știți că această persoană, să știți că v-a dezamăgit foarte tare. V-a dezamăgit pentru că v-a ascuns anumite lucruri, v-a
ascuns anumite informații secrete, este o persoană care a avut cel puțin două fețe întotdeauna, dar și anturajul său, să știți că a avut un rol destul de important în separarea dintre voi, oameni care au vorbit de dumneavoastră, nu v-au vrut binele, au vorbit urât de dumneavoastră, a făcut ca această relație să se îndrepte inevitabil către un eșec emoțional. Se înconjoară de tot felul de oameni care nu sunt sinceri, determinându-l pe acesta sau determinându-o pe aceasta să fie la fel. Cum e turcul și pistolul. Spune-mi cu cine vorbești ca să știu cine ești. Spune-mi în ce anturaj te învârți ca să știu ce fel de om ești. Posibil că nu ați fost foarte atente la, sau atenți la acest, la acest fapt, la anturajul său, ați încercat. Aici văd mai mult un cuplu. Adică, din câte observ, cred că ați avut o relație de cuplu, ați fost împreună, ați avut întâlniri, v-a prezentat prietenilor, dar până la prieteni te mănâncă... Iară, nu mai știu expresia. Dar, mă rog, nu o lăsăm așa, că nu vreau să folosesc niște cuvinte mai dure. Anturajul său, posibil să fi stricat această ființă, a preferat de foarte multe ori anturajul său, prietenii săi, în detrimentul relației pe care ați avut-o. Sunt anumite copilării, să știți că este un... Ori există un copil la mijloc și atunci există un șantaj emoțional, obligațiuni, îndatoriri pe care nu a putut să le despartă. Adică una e alta e alta. Ceea ce a avut în trecut sau îndatoririle pe care le are față de copilul său, mă rog, fosta relație este o treabă, ceea ce are cu voi este altă treabă. Deci nu este o persoană care poate, să-mi pare rău că trebuie să vă spun acest lucru, dar nu este o persoană care se poartă matur. Este o persoană care se poartă ca un copil. Pur și simplu, toți cu nădragi, toți mi sunt dragi sau invers, vai, da, ce frumos e afară, lasă pe mâine ce poți face azi și așa mai departe. Știți clar despre cine vorbesc sau despre ce vorbesc dacă rezonați cu această persoană în jurul vârstei de 40 de ani. Da, faptul că se poartă copilărește, nu vă puteți baza pe această persoană, v-a dezamăgit foarte tare, pentru faptul că nu este o persoană sinceră, este o persoană care profită de moment pur și simplu, însă, în ciuda acestor defecte, există și această calitate a sa de a aprecia ce persoană a avut. Posibil chiar să spună, e mult prea bună pentru mine, nu o să mă ridic niciodată la nivelul ei. În alte cazuri s-ar putea să fie o diferență destul de mare de vârstă, o persoană care este îndreptată foarte mult către domeniul acesta financiar material, posibil să fie ajutat cu bănuți, să-i fi făcut cadouri, să-l fi întreținut, dacă este un bărbat mult mai tânăr decât dumneavoastră, să-l fi întreținut și să fi stat cu dumneavoastră apreciind aspectele acestea financiare. Știu că este destul de dură expunerea, dar prefer să fiu sinceră, să nu vă induc stări false, să spun că tot ce zboară se mănâncă, pentru că în felul acesta puteți avea cât de cât indicii asupra problemei dumneavoastră și știți ce aveți de făcut pe mai departe. Ce simte pentru dumneavoastră această persoană? Vedeți, bravează. Exact ceea ce spuneam. Bravează extrem de mult, poate că și pe rețele de socializare pune cât de fericită este această ființă, cât de bine îi merge, cât fără voi. Știți, cred că știți despre ce este vorba. Cu siguranță este vorba despre săgetător, capricorn, bebec, taur, balanță, scorpion, rac, vărsător. Are acea aură de luptător, de, cum să vă zic, de warrior, de... Dar, în definitiv, dacă este să-l puneți în fața faptului sau să o puneți în fața faptului împlinit, fuge. Eu mă duc cu pieptul înainte, când este evenimentul, se ascunde în prima vizuină. Bravează, ce să vă zic, deci bravează, este o
diferență de vârstă, clar, între voi. Întotdeauna, să știți că a avut asupra dumneavoastră, întotdeauna a învins sau v-a învins, a încercat să vă învingă. Totdeauna a încercat să vă cucerească, posibil ca dumneavoastră să fie avut pe cineva și a fost ca un, nu neapărat ca un pariu, a fost pur și simplu, sau ați fost ca o dorință a sa să vă cucerească. Iar dumneavoastră posibil să fi renunțat la multe lucruri pentru această persoană. Deci nu asta a fost ca o victorie pentru el sau pentru ea. Nu uitați că energiile se schimbă, se întrepătrund, dumneavoastră adaptați în funcție de fiecare situație, comunicare foarte mult prin intermediul mesajelor, s-ar putea să fie și o relație la distanță, să vă fi urmărit, să fi fost foarte insistentă această persoană. Foarte insistentă. Și știe că vă poate face, sau știe, el știe că poate face geloasă, poate face geloasă pe ea, știe că are asupra energiei feminine un câștig de cauză sau știe că poate domina energia feminină oricând vrea. Dacă spune energiei feminine, gata, vreau să mă împac cu tine, energia feminină imediat este, cum se spune, este la cheremul său. Asta simte pentru voi, simte că vă poate avea la orice oră din zi și din noapte. Cadre didactice, cursuri foarte multe, s-ar putea să aibă niște cursuri sau să urmeze niște cursuri, un master, acolo s-ar putea să vă și întâlnit, poate că, eu știu, există un profesor cu un student, ceva de genul. În orice caz, poate fi vorba despre diferențe destul de mari de vârstă, v-am spus, în jurul vârstei de 40, 41, 33, 63, 51, de asemenea, uneori chiar și mai mare, mă feresc să spun alte vârste. Cum va fi dacă ați fi împreună și dacă ar fi o relație, dragii mei, plictisitoare, pentru că această persoană își va dărui inima fostei sale relații. Deci există cu siguranță un copil pentru unele persoane, o veche familie care spre care va tinde întotdeauna această persoană. Vedeți pe acea inimă pe care o dă fostei familie. Deci dumneavoastră contați mai puțin întotdeauna, tot vor fi blocaje, restricții, vedeți, este evident că va fi o relație în care va dispărea când vă este lumea mai dragă. Nu știu cum să vă spun, nu știu cine și-ar dori o astfel de relație cu decizii. Totdeauna dumneavoastră trebuie să decideți în această relație, totdeauna va fi un trio. Totdeauna veți fi această persoană, va fi între dumneavoastră și cealaltă ființă. Cu siguranță există un trio. Eu zic că cel puțin la această a doua variantă, din câte se observă, sunt șanse reale să se termine din partea dumneavoastră. Cel mai bine este să adunați toate aceste informații pentru a le pune în slujba rezolvării situației noastre, pentru că dacă stați să așteptați această persoană, veți avea în continuare acel loc 2, cum l-ați avut de fiecare dată cu o astfel de persoană care se poartă copilărește și pe care nu vă puteți baza de nicio culoare. Și vor fi blocaje de blocaje. Acum vii, mâine nu vin. O să iau o decizie în locul tău pentru că tu nu ești destul de matur ca să iei aceste decizii. Și uite așa, o să țineți în spate o persoană care până la urmă nici nu vă iubește, ci doar vă apreciază foarte mult pentru ceea ce sunteți și pentru faptul că poate să aibă o viață liniștită, o echilibrată din punct de vedere financiar, fiind o persoană foarte atentă a ce se întâmplă cu banii. Posibil să ca energia masculină chiar să acceadă pe scară ierarhică datorită persoanei feminine care îl ajută în acest sens. După care, în momentul în care se căpătuiește, adio, n-am cuvinte. Zodia Gemeni, poate vă regăsiți foarte multe triunghiuri, foarte multe, posibil să mai fi avut și alte relații extraconjugale. Eu zic că atenție, nu judec, nu este treaba mea, eu v-am expus situația, liberul arbitru vă aparține în totalitate ca și deciziile pe care le veți lua. O dată de 7, 15,
Poate și 28 de ani, 32, 33, 40, 61, 54, 52 de asemenea. Deci de asta zic, prea copil pentru, mult prea copil pentru, sau copilă, m-am zis, nu se știe dacă. I, D, A, G, C, H, W, s-ar putea să aibă și nume, era să zic nume nemțesc. Mă rog, nume nemțesc. Poate că o fi și nume nemțesc, B, J, poate că are și un ceva cu legătură cu J, Joi, Joi, nu știu. Poate că are un câine cu numele ăsta, o pisică, o număr de la mașină, poate un tatuaj cu Joi, nu știu. Ceva ce ține, ce are legătură cu J, cu Joi. Bun, haideți să vedem pentru persoanele care aleg a treia variantă, cea a pendulului. Imediat să-mi notez și eu varianta pendulului, dragii mei. Haideți să vedem împreună. Poate vă gândiți că îi este bine, unde să-l pun? Aici, lângă îngeraș. Poate vă gândiți că este bine fără voi. Haideți să vedem dacă este bine, motivul pentru care nu este alături de dumneavoastră, ce simte această persoană, dacă relația s-a terminat definitiv și irevocabil sau dacă sunt șanse să fiți împreună. Din câte observ eu, s-ar putea să existe șanse, pentru că mi-a atras atenția această carte a renașterii, renaștere. Parcă această relație renaște din propria cenușă și să știți că veți primi ajutor din partea Universului. Destinul va aduce din nou împreună, trebuie să spun aceste lucruri, pentru că s-au întors aceste cărți, abundență emoțională, iubire necondiționată și rugăciuni. Posibil să vă rugați foarte mult pentru ajutor din partea Universului, din partea Divinității și acesta, să știți, este datorită acestei iubiri. Vedeți că scrie aici, iubiri necondiționate și această abundență emoțională care, coroborată cu acea carte a renașterii, îmi spune că sunt poate șanse reale să fiți din nou împreună, că nu s-a terminat această relație, indiferent de situație, de cum se prezintă în fața dumneavoastră. Motivul pentru care această persoană nu este acum lângă voi. Motivul. S-a întors o carte, o să o luăm, motivul pentru care nu sunteți împreună. S-au întors mai multe cărți, vă dați seama că pe acestea le luăm. Așa, avem două care mi-au atras atenția. Haideți să vedem ce simte pentru voi această persoană. Ce simte pentru voi? Ok. Și dacă veți fi împreună, dacă veți fi, cum va fi această relație? Haideți să vedem, concentrează-te. Aurico, concentrează-te. Ok. Sunt foarte multe, multe cărți care mi-au trag atenția și n-aș putea să le iau pe toate, pentru că n-am mai termina această etalare minunată. Bun, haideți să vedem care este motivul pentru care nu sunteți împreună sau această persoană nu este lângă voi. Dragii mei, v-ați certat, ați blocat această persoană din cauza vanității. Această persoană este extrem de mândră, extrem de încăpățânată, nu renunță foarte ușor la principiile sale, posibil să vă fi și spus acest lucru, faci cum spun eu, dacă nu, nu ducem această relație, pentru că eu știu cel mai bine, cunoașteți pe această personalitate, vedeți această disfuncționalitate emoțională, vă pare rău, v-ați certat, dar să știți că din câte observ eu aici, vă pare rău și vă gândiți, să știți, intuiți acest lucru, intuiți că îi pare rău, cum și această persoană cred că intuiește părerea de rău. Posibil să fi luat anumite decizii care a dus la această despărțire, la această nu rutină. Posibil să fie, da, că am spus acest cum, s-ar putea să fi existat o rutină în relație. În orice caz, să știți că această ceartă sau această separare sau acest divorț sau, nu știu, fiecare știți care este situația separării dumneavoastră, s-a întâmplat pe neașteptate, dintr-o dată. Ca și cum se vă treziți dimineață și hotărâți în 5 minute să blocați această persoană. Deci cam așa, wow, buf, pe neașteptate, gata, nu mai
La revedere. După care v-a părut rău. Sau, cum să vă spun, această persoană să fi încercat să vă domine extraordinar în relație. Dumneavoastră fiind doar ca un servitor, să zicem așa, servitoare în relație. Tu faci asta, știți cum, ca și cum vă dă ordinea de zi dimineață. Vă spune, astăzi ai de făcut asta, 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 punctual. Făcând acest lucru de foarte multă vreme, vi s-a luat. Ați ajuns la capătul rădărilor și ați spus așa, dacă nu iau o decizie cu viața mea, toată viața o să fiu o... mă rog, să fiu submisiv, submisivă, să fiu călcat, călcată în picioare sau pur și simplu, nu că ar fi vrut această persoană, doar că nu a fost atentă la nevoile voastre. În continuare, nu este atentă, atentă la nevoile voastre, a făcut tot ce și-a dorit, iar dumneavoastră a fost a treia roată la căruță, a patra, a cincea, în fine. Însă, să știți că după această ceartă și după această disensiune, săgetător, vărsător, balanță, tigru, tot îmi vine să-i zic, Doamne, leu, leu foarte mult, leu, capricorn, berbec, de asemenea, fecioară, gemeni. După toată această disensiune, cumva, există și o împăcare. Adică există șanse reale, cum spuneam și la începutul etalii, să fie o reîmpăcare, o reluare de conexiune, pentru că vă văd, vă simt față în față, unul în fața celuilalt, cu ochii în jos. Din câte observ, s-ar putea să fie vorba despre o căsătorie, despre o căsnicie eșuată și să fie cineva care mediază tot acest conflict. Sau un prieten care mediază această relație dacă nu este vorba despre o căsătorie. Deci cineva, există cineva, că este din familia voastră, că este psihologul, terapie de cuplu, că este o persoană de încredere, cert este că parcă vă aduce față în față, poate vă pune și față în față, fără să știți, pentru că este o chestie la care nu vă așteptați. O chestiune la care nu vă așteptați vă pune față în față. Și atunci, posibil să se renunțe la aceste mărci și la acest... la această vanitate exacerbată, mai ales din partea energiei masculine și această relație să se regenereze, să se revigoreze, pentru că v-am zis, sunt șanse reale să se revigoreze dacă și numai dacă această persoană va renunța la a prelua controlul, pentru că el sau ea, mă rog, după caz, a preluat controlul. Încă vă urmăriți, încă vă amușinați, nu se termină aici. Care au ales această a treia variantă, să știți că, așa cum spuneam la începutul etalării, nu sunt șanse să rămâneți în silențiu stampa forever. Deci, cumva, intuiți că vă amușinează, intuiți că vă urmărește cel puțin pe rețelele de socializare sau întreabă oameni, prieteni, colegi comuni despre ce faceți dumneavoastră. Persoane roșcate, foarte mult roșcate, cu ochii verzi, căprui verzui sau blonde, șatene, deschis cu ochii parcă albastru închis sau gri sau ochii tulburei. Oricum, lucrurile au mers într-o rutină până când s-a spus stop joc, dacă va mai fi, va mai fi, dacă nu, nu. Pasiune, cu bum-bum, cu dum-dum, oricum, flexibilitate, înțelepciune, așezat, cineva, v-am zis, tot dintr-o dată vă așează unul în fața celuilalt și va trebui să alegeți cu înțelepciune. Cineva vă împacă, eu așa zic. Ce simte pentru voi această persoană? Vedeți, asta spun, s-ar putea să fie vorba totuși despre o căsătorie sau oricum, în orice caz despre o relație stabilă sau a străită, a fost deja un cuplu, vedeți, acel cuplu perfect, yin și yang, relație intimă, s-ar putea ca să fi condus această relație la nivelul următor, orașe diferite, țări diferite, continente diferite și așa mai departe. În orice caz, se vrea să vă fac o propunere această persoană. De asta vă spun că cred că ceva se întâmplă aici și este surprinzător din partea energiei masculine. O să vă arăt aici un fulger. Vedeți niște fulgere, efectiv, din partea energiei masculine. Vedeți cât de mare este această boom. Deci un boom, un pe neașteptate, surprinzător, vine această persoană și gândește ce simte pentru voi, gândește să vă facă o propunere. În alte cazuri, poate că vă cunoașteți din anii copilăriei. În orice caz, s-a transformat această persoană. Sau poate că vine, vă spune, vă dă telefon, mesaj, e-mail, scrisorică, telefon, nu știu. Vă dă și vă spune, vă face o propunere și vă spune că toată această pauză pe care a luat-o, l-a transformat sau a transformat-o, că știe ce are de făcut acum, dans, muzică.
Și că își dorește să-l ajutați sau să o ajutați. Să ajutați această relație să supraviețuiască, cât de frumos. Acum depinde de dumneavoastră, pentru că dumneavoastră știți ce ați trăit cu această ființă, știți cât de mult v-a făcut să suferiți sau nu, și tot dumneavoastră știți dacă merită să continuați. Șansele sunt evident reale, șanse sunt mari ca dumneavoastră să fi fost, ca dumneavoastră să fiți împreună, evident, dacă și numai dacă veți ajuta această relație. Deci cumva vă dă dumneavoastră libertatea să alegeți, spunându-vă, făcându-vă propuneri, poate că în anumite cazuri vrea să vă ceară mâna sau vrea să aveți o relație stabilă sau să spună, ok, m-am hotărât, vreau să ne căsătorim pentru că am stat în absență și mi-am dat seama că fără tine nu pot să trăiesc, dar ajută-mă și tu un pic pentru că eu mai mult de atât n-am ce să fac, îmi cer scuze pentru faptul că am fost așa cum am fost până în acel moment. Există aici o parte de intuiție și dumneavoastră intuiți acest lucru. Cum va fi relația dacă veți fi, împreună? Dragii mei, cum va fi o relație cu suișuri și coborâșuri? Evident, vedeți acest munte abrupt cu suișuri și coborâșuri. O relație care a supraviețuit de foarte multe ori vicisitudinilor vieții, dar ați supraviețuit și veți supraviețui. Vor mai fi situații limită, vor mai fi situații în care nu vă veți înțelege, dar veți supraviețui de fiecare dată, la fel cum ați făcut și până acum, pentru că această persoană pretinde că s-a transformat și că s-a schimbat. Dar va fi o relație care va evolua, să știți. Există această ascensiune. Vedeți, scrie clar ascensiune. Deci veți trece la o fază următoare. S-ar putea să vă căsătoriți. Sau dacă nu ați fost căsătoriți, s-ar putea să vă căsătoriți. Sau pur și simplu această relație să treacă la next level, să treacă la nivelul următor. O relație în care veți, de asta vă spun, cu mici certuri, dar veți supraviețui și vă veți înțelege, pentru că vă vedeți, sunteți față în față și veți ști cum să puneți problema. Parcă acum sau de acum sau din momentul în care veți fi împreună, veți ști care este jumătatea dumneavoastră, care este jumătatea sa și așa mai departe. Vă veți împărți îndatoririle în mod egal. Totul în viața dumneavoastră va fi în mod egal. Nu celălalt este mai sus decât dumneavoastră, veți fi egalul său așa cum cealaltă persoană va fi egalul dumneavoastră, de fapt cum ar fi trebuit să se întâmple de la început, dar parcă după 7-8 ani, 7-8 ani, lucrurile au început să intre în acea rutină care va destrăma. Vă spuneam de persoane roșcate cu ochii verzi. Păi, cum va fi relația? Sănătoasă de data aceasta. Eu așa zic. Relație sănătoasă, relație care nu va fi lipsită de suișuri, v-am spus suișuri, coborâșuri, certuri, neînțelegeri, disensiuni, dar va fi o relație de adevăratele. O relație care vă va aduce în ipostaza de a fi, vedeți sus aici, cuplul perfect. Pentru că așa cum dumneavoastră vă pare rău, așa și acelei persoane îi pare rău. Eu zic că cu siguranță această relație va supraviețui și să știți că nu s-a terminat definitiv. Iar dacă încă nu trăiți ceea ce am povestit împreună acum în cea de-a treia etalare, sunt șanse foarte mari să se întâmple. Dragii mei, mă bucur că ați participat și astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru mesaje, pentru scrieri, pentru vizualizări. Mulțumesc din toată inima pentru sugestiile pe care mi le faceți, mai ales pe adresa de e-mail aurascop@gmail.com. Acolo primesc sugestii și reclamații, etalări personalizate. Nu fac din lipsă foarte mare de timp. Atunci când am timp, prefer să îl împar cu majoritatea dintre voi. Dragii mei, toate cele bune, până data viitoare, vă doresc să aveți parte de cea mai frumoasă perioadă din viața dumneavoastră. Nu uitați de like-uri dacă simțiți nevoia. Vă pup! Numai bine! Pa!